Pe site-ul Ministerului Finanțelor a apărut un proiect de ordonanță de urgență care privește, îi privește pe angajații în cadrul autorității vamale. De fapt, nu reglementează ceva de îmbunătățire, eficientizare a activității, sprijinirii activității lucrătorilor vamali, ci într-o manieră vădit neconstituțională. Prin derogare de la codul administrativ, vor să le dea voie celor de la verificări interne să facă percheziție corporală în bagaje și în vehiculul angajaților de la, de la, de la, de la, de la vămilor, fără să existe dosare pe rol, fără să fie suspiciuni rezonabile cu privire la săvârșirea vreunei infracțiuni fără ca e, codul e, penal, codul de procedură penală să fie modificate prin care să le dea voie e, acestor angajați de la verificări interne să facă e, percheziții și fără mandate. Dacă angajatul refuză, el va fi dat afară. Adică e deja prezumat, vinovat, doar prin refuzul de a accepta să încalce demnitatea. Regulile astea nu sunt pentru toți, sunt, vor să o facă doar pentru o anumită instituție, n-am înțeles de ce trebuie să fie o derogare. Derogare probabil este pentru că se așteaptă la reacții mai mici când vorbim de o singură structură. De asemenea, tot prin aceeași ordonanță, vor să evalueze psihologic nivelul de integritate al acestora. Păi, de exemplu, într-o cauză penală, testul poligraf, care teoretic asta verifică, nu poate fi efectuat obligatoriu. Persoana respectivă acceptă sau nu acceptă. Inclusiv refuzul de a efectua testul nu conduce la prezumția de vinovăție. Pe când aici este obligatoriu să efectuezi acest test, sau acest test însemnând că și evaluarea psihologică să face pe baza unor teste, și dacă refuzi, riști să pierzi locul de muncă. De asemenea, o altă prevedere, eu zic eu, foarte îngrijorătoare, este că au reglementat ca fiind infracțiune, Fapta inspectorului VAMAL de a stabili cu intenție, e greu de, de stabilit dacă e cu intenție sau neglijență sau altă formă de vinovăție, valori în VAMă sub evaluate. Păi cum stabilește vameșul și după unul sau plac o valoare în VAMă? Dacă vreau să fac o chestie, ar fi trebuit să stabilească o procedură și să stabilească ei valorile sub care nu, nu pot fi vămâite anumite produse. Iar dacă nu a respecta legea, atunci, de fapt, nu ar mai fi nevoie de o reglementare pentru că chiar nerespectarea legii este o sancțiune. Cu alte cuvinte, stabilind o procedură total subiectivă, Orice lucrător vamal poate fi acuzat de săvârșirea infracțiunii de sub a mărfurilor la import. Am făcut la nivel de sindicat observații și propuneri de eliminare a acestor prevederi abuzive, motivat la fiecare articol pe care îl propunem a fi eliminat, și am cerut, și -am cerut o dezbatere publică. Dacă mai aveți observații și propunere pe această temă, până la ziua de dezbatere publică, vă rog să le comunicați la sindicat.